Una dintre cele mai admirate flori pe care le putem vedea la multe ferestre și la loc de cinste în standul cu flori din fiecare supermarket, este orhideea. Există mii de specii de orhidee care șochează imaginația, însă una dintre cele mai minunate caracteristici ale sale este faptul că fiecare specie este perfect adaptată pentru insectele destinate să polenizeze floarea. Prin adaptare, ne referim la structuri potrivite perfect pentru a îndeplini funcții specifice, cum ar fi generarea unor substanțe chimice care atrag viespile să polenizeze un anumit tip de orhidee. O altă caracteristică neobișnuită a orhideelor este că a treia petală, numită sepal, este mai complexă decât celelalte două. Sepalul se află în partea inferioară a florii și are rolul unei platforme de aterizare pentru insecte. Spre deosebire de alte flori, orhideele nu au polenul sub formă de pudră, ci îl păstrează în două mănunchiuri de ceară numite poliniu. Când o insectă aterizează pe sepal în căutarea nectarului floral, unul dintre cele două mănunchiuri se lipește de corpul ei, iar astfel ea poate merge mai departe la alte flori. În continuare, insecta aterizează la noua gazdă, iar fasciculele de polen ale orhideii se încrucișează cu celelalte flori. Astfel are loc dezvoltarea semințelor. Orhideele depozitează semințele în capsule special dedicate, care nu se pot maturiza decât dacă majoritatea semințelor sunt fertilizate. Pentru că aceste capsule conțin mii sau chiar milioane de semințe, orhideele fiind florile cu cele mai mici semințe cunoscute, transferul polenului are o importanță vitală. Orhideele sunt bine cunoscute pentru capacitatea lor de hibridizare. Ele amestecă perfect caracteristicile uimitoare de la diferite specii într-o singură floare nouă. Spectrul uluitor al orhideelor apare în mare parte prin variații simple ale câtorva caracteristici, cum ar fi dimensiunea și forma petalelor, culorile, ratele de creștere, parfumurile și așa mai departe. Acum apare întrebarea, de ce se petrec aceste schimbări spectaculoase ale speciilor de orhidee? Biologii din secolul al XVIII-lea credeau că speciile au fost create chiar în locul unde se găsesc. Înainte de Darwin, părerea mai des întâlnită era că Dumnezeu a proiectat pentru fiecare specie de orhidee și polenizatorul potrivit ca să lucreze împreună, considerându-se că nici una, nici cealaltă nu s-au schimbat de la creație. Darwin a avut o curiozitate deosebită pentru orhidee. Astfel, a încercat să ofere o explicație a variației speciilor, argumentând-o prin selecția naturală. De fapt, în 1862 a publicat un tratat de 360 de pagini despre dezvoltarea orhideelor ca o primă continuare a lucrării intitulate Origin of Species, originea speciilor. El a susținut că asemănările dintre structurile diferitelor specii arată că acestea se schimbă, deci în acest fel apar altele noi în timp. Dar cum ar putea fi interpretate aceste schimbări din punct de vedere creaționist? În familia orhideelor, încrucișarea speciilor pentru producerea unor noi soiuri arată că întreaga familie sau o mare parte dintre acestea aparține unui singur soi. În cartea Geneza scrie că Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație, plante care să facă sămânță și pomi fructiferi care să dea rod cu sămânță în el, potrivit soiului lor. Și așa a și fost. Frumusețea și expresivitatea uimitoare a orhideelor reprezintă o mărturie a capacității plantelor de a se adapta. Diversitatea speciilor de orhidee ne indică faptul că pilda talanților ar putea fi aplicată și regnului plantelor. În suveranitatea lui, Dumnezeu a înzestrat plantele cu diferite talente. El a oferit orhideelor structuri versatile, care oferă unei multitudini de insecte o paletă largă de resurse pentru polenizare. Apoi, Dumnezeu a poruncit plantelor să umple pământul. În ascultarea lor, orhideele au răspuns folosindu-se la maxim de talanților, la fel ca slujitorul din pildă, căruia i s-au încredințat cei mai mulți talanți.